Lăudat să fie Domnul Iisus! Am zis, lăudat să fie Domnul Iisus! Mulțumesc din inimă că Domnul e lăudat și e cinstit aici. Dacă e vreun nume pe care îl înălțăm și pe care îl onorăm și pe care îl lăudăm aici, este numele care e mai presus de orice nume. Mi-a plăcut când dumneavoastră ați aplaudat cu plăcere pe frații de la Galați, care de câteva sezoane, de câțiva ani, fac ediția aceasta a cortului întâlnirii Rugul Aprins aici la Sibiu, pe valea asta. Mi-a plăcut că dumneavoastră, potrivit Scripturii, ați apreciat atunci când președintele Consiliului Județean a venit și a avut un cuvânt, pentru că Biblia ne spune să ne rugăm pentru împărați, pentru dregători, pentru cei ce ne cârmuiesc în Domnul, că Domnul voiește ca dregătorii și împărații să se pocăiască, să vină la Domnul. Și ați aplaudat și am apreciat din inimă că apreciați oameni care slujesc sub voia lui Dumnezeu foarte bine. Am însă o durere și pe fratele Ovidiu când l-a fost prezentat ați apreciat. Am însă o nemulțumire în inimă și datorită faptului că vin de la Șerpeuș, o localitate de frați romi din Banat, din zona Ardealului, între Arad și Oradea. La cort am fost și acolo, cortul tot așa e a patra ediție. Am stat acolo vreo 5 ceasuri și ne-am bucurat. Și oamenii ăia când au trebuit să-L aplaude pe Domnul Iisus, au crăpat copacii din jur și au răsunat dealurile pentru că ei pe Domnul Iisus Îl aplaudă cu toată puterea, ca dumneavoastră acum. Pe Domnul Iisus, că El merită Domnul Iisus. În numele Lui suntem aici și mă bucur din toată inima în seara asta să pot predica despre El și Evanghelia pe care El ne-a adus-o. Aș vrea să citesc din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 27. Am să explic mai mult din textul acesta în timpul predicii, dar este vorba de călătoria apostolului Pavel când trebuia să fie judecat de către Cezar la Roma. Au plecat cu o corabie, cum pe vremea aia se făcea, se călătorea cu corăbiile mai mult, și ăsta era mijlocul lor de transport. Pe mare s-a stârnit o mare furtună și ei erau într-o mare primejdie. De la versetul 20, pasajul acesta spune așa: soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că nici unul din voi nu va pieri, nu va fi altă pierdere decât a corăbiei. Un înger al Dumnezeului, al cărui sunt eu și căruia îi slujez, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea Cezarului. Și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea 14-a, pe când eram împins și încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții marinari au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni. De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă
ziua. Dragii mei, înainte de a ocupa locurile, aș vrea să vă anunț că în minutele care urmează, aș vrea să vorbesc de patru ancore. Noi, ca și ei altădată, suntem într-o călătorie. Noi suntem pe o mare. Există furtuni. Sunt primejdi. Nu e așa că în furtună intrăm odihniți, intrăm cu rezerve. Când ne îmbolnăvim, mai avem o substanță, câte ceva la cec, mai avem roșeață în obraj, mai suntem încă în putere, dar când ieșim din furtună, suntem terminați. Nu e așa că uneori ca ei zice că și-au pierdut orice nădejde. Nu e așa că în anumite situații ale vieții ne-am pierdut nădejdea și de viață, și de sănătate, și de slujbă, și că copiii se vor mai întoarce acasă, și că vom mai avea o dată fericire, și că va mai fi bine în țara asta, și că o vom mai duce bine, și bătrânii noștri vor mai fi bine. Nu e așa că ne-am pierdut uneori nădejdea? Mai ales la miezul nopții, spune, furtuna era așa de mare că am crezut că pierim, ne-am pierdut nădejdea. Dar îl slăvim pe Dumnezeu în seara asta, pentru că avem cuvântul care este aici. Cuvântul lui Dumnezeu dătător de viață, care ne dă siguranță, care ne dă prestanță, care ne dă încredere. Și dacă sunteți de acord cu asta, spuneți amin, că Dumnezeu e la lucru aici în seara asta și că Dumnezeu vrea să ne dea ancore de care să ne fixăm ca să nu ne mai tulbure nimic, să nu ne mai deranjeze, să nu eșuăm în călătoria vieții pe pământul acesta. Pentru că noi suntem în călătorie spre patria eternă, spre țara promisă de Domnul Iisus. Mai credeți că există rai? Mai credeți că Iisus pregătește loc în ceruri pentru noi? Mai credeți că Iisus se va întoarce? El va să vină cu mărire și slavă ca să judece vii și morții. Și în momentul acela ar vrea să-L auzim din dealurile astea, când se va auzi ecoul și se va zice, iată-L că vine, iată-L că vine, iată-L că vine. Noi ne vom ridica și vom zice, El e Dumnezeul nostru în care ne-am încrezut. El e mântuirea noastră, lăudat să fie numele Lui. Iubiții mei, cu ajutorul Domnului, aș vrea să subliniez aceste patru ancore de care noi avem nevoie și de care societatea are nevoie, de care lumea are nevoie, de care biserica are nevoie. Noi nu suntem la întâmplare, noi nu suntem veniți din neant să mergem spre nicăieri, pe noi ne-a creat o inteligență veșnică, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu e prezent aici, în momentele acestea, cum mereu e prezent și e prezent pretutindeni Domnul, pentru că mereu, mereu în zilele acestea se fac evangelizări, cruciade, corturi ca și ăsta sau mai mari ediții, mai multe sau mai puține, în care oamenii au înțeles că într-o vreme pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care noi o trăim în zilele acestea, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Frații mei, oameni buni care suntem aici, dacă trăim în lumea asta în care la un moment dat auziți, nu mai există teamă de Dumnezeu, nu mai există respect, nu mai există teamă de părinți, nu mai există dragoste în familie, în care există divorțuri, în care există căsătorii împotriva cuvântului lui Dumnezeu, în care există corupție, oameni care spun că cred în Dumnezeu și în rai și care îl blastămă pe Dumnezeu, care îl înjură, oameni care jură cu mâna pe cartea asta și care fac împotriva la ce scrie în cartea asta, copii care se culcă împreună, băieți și fete, sau băieți și băieți și fete și fete, și care îl necinstesc pe Dumnezeu și care necinstesc și supără pe părinți. Am dat afară din școli, am dat afară din instituții de multe ori, am dat afară din viața publică
teama de Dumnezeu, respectul și am lăsat libertate. Trăim în secolul 21, suntem în mileniu 3, am intrat în Europa, avem libertate, pot oamenii să facă ce vor. Ei, vreau să vă spun în seara asta, cu autoritatea venită de la Dumnezeu aici, în mijlocul naturii, unde mă aude Dumnezeu în primul rând și cei prezenți, că Dumnezeu e mânios, că Dumnezeu e supărat și că mânia lui Dumnezeu se va declanșa împotriva oricărei fără de legi, a oamenilor care nădușe adevărul lui Dumnezeu în viața lor și în faptele lor. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a trasat căi pe care să mergem. Prima ancoră la care aș vrea să fac referință și care este scris aici în Scriptură, în prima carte a Bibliei, este familia după modelul dumnezeiesc divin. Familia după modelul divin. Sfânta Scriptură spune în cartea Geneza că Dumnezeu l-a făcut pe om, că i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, că omul era savant, era inteligent, omul a pus nume la toată creația, Adam a devenit țăran după ce a păcătuit. Înainte de a păcătui, Adam era savant, a pus nume la toată creația și tot ce a numit el a rămas așa. Diavolul a intrat în creația lui Dumnezeu. Noi avem un dușman care se luptă cu noi. Diavolul a intrat în Eden, a înșelat prima pereche și ei au trebuit să fie scoși afară. Scoși afară fiind, diavolul a început să distrugă familii una după alta. Când a venit Domnul Iisus Hristos la împlinirea vremii, prima minune pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o a fost la o nuntă, tocmai să repare și să aducă din nou în existență, așa cum Dumnezeu a programat de la început familia, s-a dus în Cana din Galileea, a binecuvântat perechea aceea, eșecul care era iminent l-a transformat într-o mare binecuvântare, încât cei prezenți au spus, partea de la urmă finală e mai bună decât cea de la început. N-ați vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze sfârșitul să fie mai bun ca începutul? Cine l-are pe Domnul are sfârșitul mai bun ca începutul. Și nu poate să spună că au fost zile rele, ci că sunt zile mai bune, pentru că Dumnezeu e tot mai aproape de noi. Familia după modelul divin este familia pe care Dumnezeu a creat-o de la început. Un bărbat și o femeie. Și spune acolo Scriptura că va lăsa omul pe tată și pe mamă și se va lipi de nevasta lui și cei doi vor fi un singur trup. Ce a împreunat Dumnezeu, ce a împreunat Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, omul să nu despartă. Asta e ceea ce am învățat de aici din cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei români, oameni buni, e principiul dumnezeiesc divin. Asta ne-a învățat și ne învață cartea asta. Doi tineri, un băiat și o fată, se întâlnesc. Dumnezeu pune în inima lor dorința unul pentru altul. Se plac, discută împreună, se întâlnesc cu părinții lor și discută. Se logodesc. După ce se logodesc, se face nunta. Iar după nuntă se consumă actul căsătoriei, pentru că Dumnezeu binecuvintează ceea ce El a programat și a planificat. Și dacă avem nevoie azi de ceva, de o ancoră în societatea românească, este familie după modelul divin. Este familie după modelul divin. Nu concubinaj, nu căsătorie de probă, nu căsătorie de ambianță, nu de plăcere, nu de vacanță, nu de altceva, ci căsătorie după modelul Creatorului. Slăvit să fie Creatorul nostru! Căsătorie în care să fie cuvântul lui Dumnezeu. Familie în care să se știe că Dumnezeu este în centru.
Familie în care să se știe că Dumnezeu zidește familia. Și că dacă Dumnezeu nu zidește o casă, degeaba veghează cei ce veghează și lucrează cei ce lucrează, că nu există nicio binecuvântare. Mă rog lui Dumnezeu și spuneți amin la asta, ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile prezente. Ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile prezente. Și cei prezenți aici să fie binecuvântați de Dumnezeu, având în vedere că noi suntem aici în prezența aceluia care ne ține cu mâna lui. Familie în care există respect. Familie în care Dumnezeu e onorat. Familie în care capul familiei, Iosua, se ridică în fața adunării ca dumneavoastră aici. Când alții s-au dus după bali, când alții au făcut căsătorii ilegale, neconvenționale, în afara voii lui Dumnezeu, când alții s-au dus să se închine la alte și la alte lucruri decât la Dumnezeul cel adevărat. S-a ridicat Iosua, marele om al lui Dumnezeu al vremii, și a zis așa: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Vreți binecuvântare? Vreți Dumnezeu să-și întindă mâna peste voi? Vreți ca Dumnezeu să aibă milă de voi? Vreți ca harul lui Dumnezeu să fie peste voi și casele voastre? Vreți ca mâna lui Dumnezeu să vă protejeze în călătoria vieții voastre? Dacă vreți, alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. Vreți să slujiți dumnezeilor cărora părinții voștri le-au slujit, tradiții obiceiurilor, sau vreți să slujiți Dumnezeului celui adevărat, care ne-a scos din Egipt, care ne-a mântuit, care l-a salvat pe Ovidiu, pe Oniță, pe Florin, pe Mircea Demian, care ne-a șters păcatele și care ne-a scris numele în cartea vieții? El e Iisus! Cât despre mine, eu și casa mea slujim lui Dumnezeu! Noi slujim lui Dumnezeu! Familie binecuvântată de Dumnezeu! Familie după modelul divin, în care copiii trebuie să asculte de părinții lor, în care copiii nu sunt cei care comandă la părinți, la bătrâni să-i mai dea bani, să mai deschidă punga, să-i cumpere mașina cea mai grozavă că am plinit 18 ani. Copii care știu să dea respect la părinții lor și să mulțumească părinților pentru binecuvântări pe care Dumnezeu li le-a dat. Soții care să fie supuse bărbaților lor, care să fie temătoare de Dumnezeu, care să aibă încredere bărbații în ele și care să facă bine familiilor lor și să învețe pe altele să-și iubească bărbații și copiii și să fie temătoare de Dumnezeu. Asta avem nevoie în societatea românească. Asta avem nevoie în bisericile noastre. Asta avem nevoie la Sibiu astăzi aici, să dea Dumnezeu asemenea familie. Avem nevoie de bărbați care să știe că sunt capul familiei, care să știe că reprezintă pe Dumnezeu, care să știe că după modelul Domnului Iisus Hristos, ei trebuie să-și iubească soțiile, pentru că așa spune cartea Domnului, Efeseni, capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Și acum aș vrea să spun câteva lucruri. Cum a iubit Iisus biserica? Și am să trec la următoarea ancoră. Iisus nu este dictatorul bisericii. Bărbaților, Iisus nu-i dictatorul bisericii și bărbatul nu-i dictatorul soției lui. Iisus nu și-a bătut biserica și bărbatul nu-și bate soția. Spuneți amin, femeile aici. Sau toți bărbații să spună amin. Iisus nu și-a ignorat biserica. Iisus n-a ignorat biserica, iar bărbatul adevărat nu-și ignoră soția. Amin. Spuneți amin din toată inima. Iisus n-a refuzat să fie disponibil bisericii sale întotdeauna. Bărbatul trebuie să fie ca Domnul Iisus, spuneți amin. Iisus n-a refuzat să vorbească bisericii lui.
Bărbatul n-are dreptul să refuze. Asta e familie după modelul divin. Amin. După modelul dumnezeiesc. Iisus nu s-a oprit în a iubi biserica doar pentru că biserica a făcut greșeli. Iisus n-a refuzat să ierte biserica. Iisus nu și-a părăsit biserica pentru alta. Spuneți amin. Asta e familie după modelul divin. Vreți să fie familiile noastre, să ne rugăm în seara asta ca așa să fie familiile noastre? Câți doresc lucrul acesta? Familie după modelul divin. Și dacă nu este vreuna așa și nu funcționează vreuna bine, veniți și consultați manualul. Manualul este cartea tehnică pe care Creatorul ne-a dat-o să o citim, să o împlinim și ne va da binecuvântare dacă noi mergem și urmăm planul ei. Numărul 2. O altă ancoră. Ancora cuvântului lui Dumnezeu. Ancora cuvântului lui Dumnezeu. Dacă familia e importantă și dacă noi trebuie să fim și ca societatea noastră să meargă înainte și să funcționeze bine, noi trebuie să respectăm manualul Creatorului. Amin? Manualul pe care ni l-a dat Creatorul, oameni buni. Am venit să vă spun din partea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se descopere din ceruri pentru păcate care se săvârșesc azi în România, care sunt legiferate și legalizate începând de la capitala europeană și în Europa și în toată lumea. Pentru asemenea păcate, altă dată, Dumnezeu a nimicit cele mai prospere cetăți din câmpia Iordanului, Sodoma, Gomora și alte vreo 10 cetăți care erau acolo. Dumnezeu așteaptă ca poporul lui să se întoarcă cu inima și cu fața spre el. Și noi am vrea să binecuvinteze Dumnezeu poporul nostru, începând cu oameni care sunt aici la cort și care se tem de Dumnezeul care ne ține. El ne ține în mâna Lui. Dacă nu ne-ar ține El, n-am fi aici. Săptămâna trecută m-am dus până la Oradea. Avem o casă de copii, pentru că unii știu să facă copii, dar îi abandonează. Și am luat și avem 12 copii orfani de care îngrijim cu soția și ne-am dus până la Oradea ca să-i ducem o săptămână, să aranjăm să ajungă acolo copiii, să se bucure și ei de ceea ce Dumnezeu a lăsat. Și pe drum m-a apucat o criză, pentru prima dată în viață la 58 de ani, n-am știut ce-i durerea și suferința, am fost dus de urgență la spital și de durere am făcut tensiunea 220 cu 120. Eram terminat, am ajuns acolo și unul dintre oameni, când am fost internat și m-am îmbrăcat și în pijamaua aceea de hârtie, mi-a zis: și dumneata, domnule, ești sărac, ești îmbrăcat în hârtie creponată. Și am zis, am ajuns aici, nu știu, Dumnezeu știe de ce am ajuns și cum, dar vreau să vă spun, dacă nu își întindea Dumnezeu mâna, nu mai puteam nici să-L anunț pe Oniță că nu vin în seara asta aici sau pe Florin. Dar Dumnezeul pe care îl slujesc de o viață întreagă este Dumnezeul care mă ține în mâna Lui. Avem un Dumnezeu care ne ține. Nu noi îl ținem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne ține pe noi. Dumnezeu ține familia ta, Dumnezeu ține copiii tăi, Dumnezeu ne ține pe noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. A doua ancoră este ancora cuvântului lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Oameni buni, dragii mei ascultători, în după masa aceasta, dacă avem nevoie de ceva la care trebuie să ne întoarcem și dacă mai e vreo ancoră pe care trebuie să o punem în societatea românească, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu-i poveste,
asta nu e evanghelie culinară, asta nu e evanghelie moștenită, asta nu este ceva auzit din bătrâni sau de la alții, e cuvântul viu al viului și al veșnicului Dumnezeu. Orice făptură este ca iarba, spune Petru, și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. E cuvântul pe care îl avem scris aici în Scriptură. Dragii mei, evanghelia aceasta veșnică, cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, cartea aceasta pe care ne-a adus-o Dumnezeu, scrisă de 40 de scritori, într-o perioadă de 1500 de ani, ea conține planul veșnic al lui Dumnezeu de mântuire și Scriptura spune, oricine crede nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pe voi, pe noi, pe mine, pe toți, încât a dat pe singurul său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru spune în cartea Faptele, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat sub ceruri niciun alt nume oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât numai numele lui Iisus Hristos. Oamenilor azi le place altceva și uitați-vă, dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, vorbindu-i tinerului Timotei, spune aici așa, la capitolul 4, versetul 1, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții. Iisus va judeca vii și morții. Noi predicăm un cuvânt al lui Dumnezeu prin care spunem că Dumnezeu a lăsat oamenilor o vreme de pocăință și vremea aceasta de întoarcere la Dumnezeu este astăzi. Azi. Spuneți împreună cu mine, astăzi. Azi e vremea mântuirii. Azi e vremea mântuirii. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Iisus e viu! Iisus e viu! Iisus e viu! El trăiește! Alții au crezut că au terminat cu El, că L-au pus în grădina lui Iosif din Arimateea, că au pus o piatră la ușa mormântului, că au pus sigilul lui Pilat, că au pus acolo câteva gărzi de soldați să păzească, numai că a treia zi, a treia noapte spre dimineață, Dumnezeu din ceruri a trimis un înger, a luat piatra de la ușa mormântului, El a ieșit afară, glorios, biruitor. S-a arătat câtorva femei, apoi s-a întâlnit cu ucenicii, a mai stat cu ei vreo 40 de zile, apoi s-a înălțat la ceruri și când moare martirul Ștefan împroșcat cu pietre și când se uită în sus, când el se pleacă în genunchi și ăștia aruncă cu pietre ca să-l lovească, să-l termine odată cu pocăitul, se uită în sus și îl vede pe Domnul Iisus la dreapta lui Dumnezeu. Că El e acolo marele nostru preot. El e marele nostru preot. Noi avem un mare preot. Nu-i ales dintre oameni, nu-i dintre muritori, nu-i de la Roma, nu-i de la București, nu-i de la Toflea, nu-i de la Galați. E marele nostru preot, Dumnezeu adevărat. Din Dumnezeu adevărat, El are putere să ierte păcatele. Și dacă ai în seara asta vreo povară, dacă ești în vreo furtună, dacă ești în vreo frământare, dacă ești în vreun necaz, ești în locul potrivit, Domnul e prezent aici să ridice păcatele. Domnul e aici să ierte, pentru că El are putere să ierte păcatele. Dragii mei, știți de ce nu le place la oameni azi de cuvântul lui Dumnezeu? Știți de ce spune
Apostolul aici că în vremea din urmă oamenii își vor întoarce urechea de ale adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucru un evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Știți de ce nu le place la oameni să audă cuvântul lui Dumnezeu? Știți de ce oamenilor le plac mai mult povești? Aici în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, scrie că există rai și iad. Aici scrie că Dumnezeu va pedepsi pe cei care ne socotesc harul și chemarea lui Dumnezeu. Alții își bat joc de Dumnezeu, își bat joc de rai și spun că ei se descurcă și în iad și că raiul este aici. Își bat joc de Dumnezeu și trăiesc în felul cum vor ei să trăiască. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce spune Scriptura la toți acești oameni. 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 9. Uitați ce spune Dumnezeu prin Scriptură așa. Să știți, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Dumneavoastră știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Dumneavoastră știți, scrie aici așa, nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Nu e așa că unii din noi eram așa? Dar acum, slăviți să fie Domnul, dar acum, spuneți împreună cu mine, dar acum ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Slăviți să fie Dumnezeul nostru! Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că El ne-a dat cuvântul Lui. Dragii mei, știți de ce nu le place la oameni cuvântul lui Dumnezeu? E o ancoră! S-au depărtat de Dumnezeu oamenii și le place istorisiri, le place povești, le place să li se predice din altă parte de oriunde, nu de aici. Știți ce este asta? E Evanghelie veșnică! A zis Domnul Iisus, El Iisus care a venit din cer, care a murit și a înviat, care a zis, am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. El care are cheile în mâna lui, știți ce a zis? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele ce-i scris în cartea asta nu va trece. Uitați-vă ce scrie aici, poate unii știți, vă reamintesc, cartea Roman, versetul 1, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năduce adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Uitați-vă în jur, în România, uitați-vă! În România nu ne ducem în Papua Noua Guinee sau în junglă sau la canibali. Uitați-vă între voi, între noi aici. Au înnebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin! Slăvit să fie Făcătorul, Dumnezeul nostru! Iată în ce lume trăim noi azi! Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii,
s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei plata cuvenită pentru rătăcirea lor, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Oameni buni, frați și surori, creștini care suntem în seara asta aici, suntem înaintea lui Dumnezeu care ne vede, care cunoaște gândurile noastre, care ne cunoaște căile noastre și care vrea să ne întoarcem la temelie, să ne întoarcem la adevăr. E vremea să sune trâmbița Domnului și să spună: așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul România, așa vorbește Domnul români, întoarceți-vă la mine, zice Domnul, cu plâns, cu boce, cu lacrimi și veți vedea dacă nu voi deschide cerul, dacă nu voi turna binecuvântare, dacă nu vă voi ierta păcatul și dacă nu voi ierta țara. Trezirea începe de aici, de la cor, de la rugul aprins. Aprinde, Doamne, rugul în continuare și fă-l, Doamne, să ardă. A doua ancoră este cuvântul lui Dumnezeu. A treia ancoră, familia este prima ancoră, familia după modelul divin. Dacă sunt aici familii care nu sunt construite după acest model, în seara asta, frații slujitori se vor ruga și noi vom sta înaintea lui Dumnezeu cu toți care vor ca Dumnezeu să dea binecuvântarea peste casa lor și care să vină înaintea lui Dumnezeu să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste familia lor. Toți care s-au depărtat sau care au crezut că Dumnezeu glumește, așa vorbește Dumnezeu în Scriptură, ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, ne întoarcem la temelie, ne întoarcem la adevăr. A treia ancoră este ancora bisericii. Ancora bisericii, dragii mei. Domnul Iisus a murit pentru toată lumea. Domnul Iisus a murit să ierte păcatele, să spele de păcate, să plătească prețul înaintea lui Dumnezeu, preț pe care noi nu-l puteam plăti. Vinovăția ta și vinovăția mea era așa de mare că nimeni nu putea să plătească prețul pentru păcatele noastre, dar s-a găsit El. În momentul când în ceruri a întrebat: cine merge pentru Mircea Demian, pentru Ovidiu Litianu, pentru Oniță și pentru celălalt, cine merge? Nu s-a găsit nimeni. În cele din urmă spune Biblia că a apărut un miel păreaș unghiat și a zis: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții e scris despre mine. Și tatăl i-a zis: fiul meu, dacă te vei duce, nu vei avea nici măcar un loc în care să te naști. Și el nu s-a născut în spital sau într-un pat, s-a născut într-un grajd și s-a născut într-o iesle. I-a zis: fiul meu, dacă vei merge în lume, nu vei avea pâine măcar să dai la ucenici. Și a trebuit să o ia din mâna unui copil, să o binecuvinteze și să hrănească mulțimile. Nu vei avea nici măcar o pernă pe care să spui capul, așa cum au păsările și animalele din pădure. N-ai nicio barcă să treci marea. Nu vei avea nimic la moartea ta, în loc ca ei să te plângă. Vor zice: l-a pedepsit Dumnezeu, așa merită, așa-i trebuie. Cu toate astea a zis: tată, mă duc, lasă-mă să mă duc, pentru că ei nu pot să plătească, mă duc să plătesc eu. Și a venit el, slăvit să-i fie numele. Și la Golgota, când era pe cruce și când soldatul roman a înfipt sulița în coasta lui, a curs apă și sânge și de acolo s-a născut ceea ce noi azi numim Biserica Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18, a zis Iisus: eu voi zidi biserica mea, eu voi zidi biserica mea. A cui e biserica, dragi români? A cui e biserica? Spune tare! A cui e biserica? Biserica nu e a unei națiuni, spuneți amin. Biserica nu e a unei confesiuni, biserica nu este a unei denominații. Biserica nu este a penticostalilor, a baptiștilor, a ortodoxilor, biserica nu e a catolicilor, a reformaților, biserica este a celui care a stat la Golgota, a stat pe cruce
Și când era pe cruce și când cerul s-a întunecat, când cerul s-a întunecat, când în jurul lui erau tauri din Basan, cum scrie Psalmul 22, niște tauri din Basan mă înconjoară, îmi iau viața, nu mai am putere, mi s-a slăit puterea, s-a uitat în jur, Petru s-a lepădat, Iuda l-a vândut, altul a fugit, cu haina lăsându-și acolo, toți au plecat. Era singur, erau vrăjmașii lui, muștele pustiei veneau și se atingeau de rănile lui, sângele curgea pe pământ, transpirația la 40 de grade sub soarele fierbinte, puterea sleită după bătaia care a primit-o, s-a uitat în jur și nimeni nu era să-l ajute și în cele din urmă a zis, oh, dacă nimeni nu mai e cu mine, am în ceruri un tată. Am un tată în ceruri. Când m-am dus la prietenul meu, la Lazar, și era mort, m-am rugat și Lazar a ieșit afară. Tata m-a ascultat. Când altă dată m-am dus într-o casă unde era o fetiță moartă, m-am rugat și tata din ceruri m-a ascultat. Altă dată m-am rugat și pâinile s-au mulțit. Mă rog la tata și și-a întins privirea și a zis, uitându-se în gol undeva, parcă era plumb, era nor, era păcat, era o zi mare, a strigat, Dumnezeule, Tată, Eli, Eli, Lama Sabachthani, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? De ce m-ai părăsit, Tată? Unde ești acum? Și tatăl, știți ce a făcut tatăl? A fost în seara trecută la evangelizare și când a fost la sfârșit un predicator care a predicat în seara aceea cu mine, a făcut chemare și au venit în față câțiva zeci de oameni ca să-și predea viața lui Iisus. Și printre ei a venit un tânăr de vreo 17-18 ani. Era cu părul puțin așa mai electrocutat. Era... Și la un moment dat, când ne-am dus și ne-am rugat pentru cei prezenți care erau acolo, am văzut pe păstorul ăsta că s-a dus la el, l-a cuprins pe după grumaz, i-a sărutat vârful capului și a făcut părul ca să fie lins pe capul lui și a pus mâna pe cap și a început să plângă cu lacrimile, i-a topit părul de s-a făcut lin pe capul lui și m-a chemat acolo și a zis, frate, știi cine e băiatul ăsta? E fiul meu, e fiul meu. Cum să nu vin aici, frate? Nu m-a interesat nici părul de pe un, nu m-a interesat nici inele, nici cercei, nici nimic. Mă interesează că a venit să-și predea viața lui Iisus, că era tată. Când era Iisus pe cruce, tatăl din ceruri, în loc să vină să-i dea ceva, și-a întors spatele pentru că avea ceva mai bun pentru noi în seara asta aici. Aleluia! Aleluia! Slăvit să fie Domnul! A băut el paharul ca să ne dea nouă, să stăm la masă cu el, să bem paharul binecuvântat. A fost dezbrăcat el. Numai pictorii vremii au mai pus un ștergar pe corp, dar el a fost făcut de rușine în fața trecătorilor. A fost făcut blestem pentru noi acolo. Tatăl și-a întors privirea de la el. El a fost dezbrăcat de hainele lui ca să ne dea astăzi haina mântuirii. Să-l îmbrace pe Mircea Demian cu haina mântuirii, să-l facă un copil al lui Dumnezeu. Merită Domnul să fie lăudat? Toți copiii Domnului să laude pe Domnul. Dați laudă Domnului un minut? Binecuvântați-l pe Domnul care mântuiește. El ne-a adus în biserica lui oameni buni. Biserica e universală, dar biserica este și locală. Domnul a îngăduit așa ca oile să aibă nevoie de păstor, să aibă nevoie de grijă, să aibă cineva grijă de ele. Și grija asta se întâmplă că Domnul a rânduit în biserica lui păstori și a rânduit în biserică Domnul slujitori. Și mulțumim Domnului pentru oameni care organizează și care slujesc și care fac posibil chiar și mâncarea, am văzut că s-a împărțit aici. Nu e extraordinar ca cineva care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos
să zică, Doamne, am sau n-au, că sunt mulți care au mai mult. Să zică, dau în numele Domnului Iisus. Biserica este locul în care noi avem nevoie de grijă, în care noi suntem îngrijiți, în care păstorul îngrijește de noi. Dacă sunteți aici și nu faceți parte din biserica Domnului Iisus, căutați o biserică locală, căutați părtășia unor oameni credincioși, pentru că în biserică Domnul ne ajută să ne maturizăm, să creștem, să ne edificăm unii pe alții, să ne purtăm poverile unii altora. Nu-i așa că avem nevoie de colectivitate, de frați, de surori? Nu-i așa că în mijlocul fraților înviem? Nu-i așa că Apostolul Pavel a fost scos afară? Cei care știți Scriptura, a fost scos afară din cetate, împroșcat cu pietre și au zis păgânii, a murit creștinul, a murit securistul care zice că s-a pocăit. Am terminat cu el. Și s-au dus acasă, dar au mers frații, l-au înconjurat frații și când a simțit cum frații respiră, cum îl ating frații cu mâna, cum pun mâna pe rând, cum îi șterg sângele, s-a ridicat în sus, a primit putere și a venit cu ei în cetate, pentru că tăria noastră sunt frații, tăria noastră e în biserică. Domnul a zis, nu te teme, turmă mică, că Domnul îți dă cu plăcere împărăția. Vreți să faceți parte din biserica Domnului? Arătați-i Domnului că vreți să facem parte din biserica Lui. Dacă este cineva care nu e în biserică, Scriptura spune foarte clar că cei care au crezut, s-au pocăit, au fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și au fost adăugați la biserica Domnului Iisus. Biserica este ancoră care ține echilibrul în lumea aceasta. Doamne, binecuvintează biserica Ta, pentru că biserica este a Lui. El a murit pentru ea și îl slăvim pe Domnul, El e capul bisericii. Noi toți suntem mădulare. Slăviți să fie numele Lui. Aș vrea să mai anunț și să mai spun o ancoră. Prima e ancora familiei. Familii binecuvântate după modelul divin. A doua este cuvântul lui Dumnezeu. A treia ancoră este biserica Domnului Iisus Hristos. A patra ancoră este ancora supranaturalului. Ancora supranaturalului, am zis. Ancora puterii Duhului Sfânt. Trăim într-o vreme în care aproape că ne este rușine, în care aproape că lumea este gata să se facă creștină și creștinii să se facă ca și lumea, să nu mai fie nicio deosebire. Biserici în care dacă te duci și spui vreau să mă rog în seara asta pentru bolnav, spune la noi în biserică nu se face. Vrem să ungem cu un de lemn, la noi în biserică nu se practică asta. Am un cuvânt din partea Domnului, un cuvânt profetic. La noi în biserică nu se face treaba asta. Domnul mi-a dat darul vorbirii în alte limbi. Noi nu credem în asta. La noi nu se practică. Dar ce biserică aveți voi? Care-i biserica pe care voi o aveți? Pentru că Iisus are o singură biserică. Și biserica, spune El, Fapte, capitolul 1, versetul 8, a zis Domnul Iisus, voi veți primi o putere când se va cobori Duhul Sfânt peste voi. Voi veți primi putere, noi avem nevoie de putere. Avem nevoie de putere, nu de forme, nu de obiceiuri, nu de datini, nu de un soare peste picioare de lemn și peste mâini amputate și peste proteze. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeul adevărat. Ni l-a lăsat Domnul Iisus. Fapte, capitolul 2, spune Scriptura, în ziua cincizecimii erau toți în același loc și deodată a venit din ceruri un sunet puternic. A venit din ceruri pentru că Duhul Sfânt vine din ceruri. Duhul Sfânt vine din ceruri, nu de la oameni. Și biserica secolului 21 are nevoie de Duhul Sfânt. Prea multe vrăjitoare, prea mulți vrăjitori, prea mulți contrafăcuți care vin să vândă lucruri ieftine și fără nicio valoare. Prea mulți creștini care se tem că i-o lua vrăjitoarea păr. Poate să te scalpeze și să ți-l pune cu super glu după aia. Poate să-ți ia toate unghiile să le pună în fiecare cană pe care o are în toate magazinele. Poate să-ți ia tot sângele dacă vrea și toate sprâncenele să le pună în toate cănițele și pe toate cristalele.
Cine e binecuvântat de Dumnezeu e binecuvântat. Nici vrăjitoria, nici blestemul, nici nimic absolut nu se poate atinge de tine cât ești în mâna lui Dumnezeu, pentru că Domnul a zis: am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Am toată puterea în cerul și pe pământ. Doamne Iisuse, în numele Tău mă rog în seara asta, revarsă-ți puterea peste cei prezenți. Vindecă în seara asta, eliberează în seara asta. Dacă este cineva lovit de diavolul și ținut de diavolul, dezleagă-l în seara asta, mă rog, în numele aceluia care a înviat glorios și care e la dreapta lui Dumnezeu. El are puterea. Avem o carte aici, în cartea asta, Biblia, printre cele 66 de cărți, este o carte care e scrisă și spune Cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor a Duhului Sfânt. Asta nu s-a terminat. Nu s-a terminat la Rusale, nici Amin nu are cartea asta. Cartea asta e o carte a minunilor. Pentru că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al minunilor. Noi credem într-un Dumnezeu care face minuni. Oameni buni, în biserică Dumnezeu vorbește. Biserica în care Dumnezeu nu mai vorbește poate fi un club, poate fi o cantină unde oamenii să mănânce, poate să fie o asociație, poate să fie un partid politic. În biserică Dumnezeu vorbește. În biserică Dumnezeu vorbește. În biserică Dumnezeu vorbește, e supranaturalul. Știți de ce avem nevoie de supranatural? Știți de ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Pentru că avem un vrăjmaș supranatural. Avem un vrăjmaș supranatural. Toți ăștia care spun că nu mai avem nevoie de lucrurile astea, recunosc că există un vrăjmaș supranatural, că există un diavol care răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită și să păcălească pe tineri, să trăiască unul cu altul, să facă dragoste, să fie împreună, fără ca părinții să-i binecuvinteze, fără ca biserica să-i aprobe, fără să se cunune, ca alții să trăiască căsătorii de provă, să lese soția când a făcut business, că ia alta tânără care să-i mănânce banii și să facă o investiție care descrește în loc să facă una care crește. Oameni care s-au depărtat de Dumnezeu în biserici, în locuri în care Dumnezeu nu mai vorbește. Ne rugăm și dorința inimii mele înaintea lui Dumnezeu azi aceasta. Dumnezeu le vorbește în biserica ta. Scoate prorocii în biserică, scoate apostoli, scoate văzători, scoate oameni care să pună mâinile peste bolnavi și bolnavi în numele Tău să se vindece. Pentru că e Dumnezeul minunilor. În timp ce ascultați aici, credeți că Dumnezeu pune mâna pe voi, că Dumnezeu, Domnul Iisus, pune mâna pe tine și Domnul îți dă vindecare. Cartea asta e cartea minunilor, capitolul 2, spune că s-au umplut de Duhul Sfânt și au vorbit în alte limbi. Și-au prorocit. Capitolul 3 din cartea asta spune că era un olog la poarta templului și s-a dus Petru și Ioan și i-a zis: aur și argint n-avem, păcat că azi atâtea biserici se laudă cu aurul, cu argintul, cu bogăția lor, dar au pierdut puterea de care oamenii au nevoie, pentru că nu aurul, nu argintul, nu mașinile frumoase, nu palatele ne mântuie și ne ajută pe noi, ne ajută Cel ce are viața, Dumnezeu. Petru și Ioan i-a zis: aur și argint n-avem, dar avem ceva în numele Domnului Iisus din Nazaret. În numele lui Iisus din Nazaret, care a fost mort, dar care este viu, ridică-te! L-a ridicat și a intrat în templu, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Capitolul 4, i-au băgat în închisoare, i-au bătut, pentru că lumea este împotriva celor care se cred în Domnul. S-au adunat oamenii ăștia toți la oaltă, cum suntem noi aici în cortul acesta, și-au ridicat glasul și-au zis: Stăpâne Doamne! Spuneți împreună cu mine: Stăpâne Doamne! Spuneți mai tare: Stăpâne Doamne! Tu care ai făcut cerurile și pământul și care ai vorbit că faci minuni, întinde-ți mâna! Întinde-ți mâna și fă semne, tămăduiri și minuni, ca să cunoască poporul acesta că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Nu s-au rugat ca Dumnezeu să-i judece, nu s-a rugat să vină cineva din Parlament să pună o pilă pentru ei, nici măcar președintele Consiliului Județean să vină să-i felicite, deși nu-i rău lucrul acesta, ci au zis: Dumnezeule, intervino Tu! Știi ce s-a întâmplat? S-a cutremurat pământul și i-au început să laude pe Dumnezeu. Capitolul 5, Anania și Safira, doi intruși din biserică,
care au crezut că fac afaceri cu darurile pe care Dumnezeu le-a dat, au căzut morți. Cartea asta este o carte a minunilor. Capitolul 6, 7, am amintit deja, martirul Ștefan îl vede pe Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus e viu. Capitolul 8, cei din Samaria, când se duce Filip și le predică Evanghelia și merge apoi Petru și Ioan, își pune mâinile peste ei și aceștia, samaritenii, primesc Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi și să-L mărească pe Dumnezeu. Capitolul 9, securistul Saul de altă dată, omul care vorbea vreo 5 limbi, cu influență, cu putere, cu pasiune, cade pe drumul Damascului, se arată Domnul, e botezat în apă și e botezat cu Duhul Sfânt. Și spune el în cartea 1 Corinteni, mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Pentru că biserica Domnului Iisus este biserica ce crede în supranatural. La capitolul 10 spune că casa lui Corneliu a fost botezată și Domnul, spune Petru, le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă la început. Ca și vouă la Toflea, ca și nouă în Ardeal, ca la Ovidiu, ca nouă tuturor, că Domnul e același. Domnul e același, binecuvântați pe Domnul. Aplaudați-L pe Domnul Iisus. El mai face și azi aceleași lucruri. Capitolul 19 spune, în Efes s-a rugat Pavel pentru ucenicii lui Ioan și aceștia, după ce s-a rugat pentru ei și a pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt, au început să vorbească în alte limbi, să prorocească, pentru că noi credem în supranatural. Noi avem nevoie de ancore ca să mergem înainte. Lumea asta se clatină, nu vreau să fiu pesimist. Ceea ce trăim azi, comunitatea europeană, concentrarea bogăției mondiale în mâna câtorva persoane influente din lumea asta, concentrarea răului și înmulțirea fără de legi, reînființarea vechiului Imperiu Roman de altă dată pe aceleași granițe cum e comunitatea europeană din cele 28 de state și multe altele ne arată că Domnul Iisus ceea ce a prorocit se va împlini repede. Uitați-vă ce se întâmplă în Gaza, uitați-vă la Israel, oamenii ăștia pe care Dumnezeu i-a luat în mâna lui de la nașterea lor și a zis, Domnul, te-am purtat și vreau să te mai port. Ceasul istoriei se fixează după ei că Dumnezeu a zis, te voi binecuvânta și dacă cineva se atinge de tine, se atinge de lumina ochilor mei și te voi păzi. Uitați-vă la evrei, Dumnezeu e prezent acolo. Când veți vedea toate aceste lucruri întâmplându-se, a zis Iisus, ridicați-vă privirea în sus, că izbăvirea voastră este aproape. Frații mei, oameni buni, ca mâine va veni Domnul. La noapte vom auzi dealurile astea că vor striga, iată-L că vine, iată-L că vine, vine. Și noi vom întreba cine, de unde vine și face, e El, e El, vor spune, îl cunosc. L-am văzut în spital la Oradea, l-am văzut la Galați pe patul morții, l-am văzut în accident, l-am văzut când eram tăiat, l-am văzut când alții au venit. El i-a stat lângă mine, e Iisus, e Iisus, e Iisus, ce nume, Iisus, ce nume plin de slavă, de glorie și de minune în ceruri și în lume, îi cântă cerul și pământul. Și toate împlinesc cuvântul. Din depărtări se aud parade, de peste lumii baricade, se aude coruri ce vestesc și corurile ce-L slăvesc, pe Cel ce într-o lumină mare a înviat dintre cei morți, salvându-ne pe toți, salvându-ne pe toți, că pentru ierburi, pentru flori și pentru tot ce moare au existat luminători. A existat un soare, dar pentru sufletul din om, căzut în făr de lege, nu au mai fost luminător, numai beznă ca în Șeol, căci l-am sfidat pe Creator, că-L cântui peste lege, dar într-o zi s-a îndurat lumina să pătrundă, venind din ceruri pe pământ, Iisus odras la Celui Sfânt. Și din oianul de durare a întins o mână de salvare, luând apoi asupra sa păcatul ce ne-a păsat.
apoi s-a dus și s-a jertfit pe o cruce fiind răstignit, că ne-a iubit. O, unde e astăzi gura ta? O, unde e astăzi gura ta să strige cu tărie, Iisus Hristos m-a mântuit? Spuneți, Iisus Hristos m-a mântuit! Eu astăzi nu sunt cel de ieri, sunt un luceafăr, sunt schimbat, sunt o eșarfă de lumină! Ce minunat! Ce glorios! Din paradis de sus, din rai, veni Iisus să ne salveze pe toți! Îl slăvim pe El că ne ține în mâna Lui. Îl binecuvântăm în seara asta, vrem să-i dăm viața Lui. Vrem să ne punem în mâna Lui. Vrem să-L binecuvântăm pe Domnul. Vrem să aparținem de biserica Lui. Spuneți amin. Vrem să ne predăm viața în mâna Lui. Vrem familia noastră să fie după modelul Scripturii. Vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze familia. Vrem cine n-are o familie după modelul lui Dumnezeu să vină înaintea lui Dumnezeu să primească binecuvântarea. Și cine trebuie să o repare, să o repare. Și cine trebuie să o strice, să o strice. Pentru ca Dumnezeu să facă ceva pe o temelie nouă. Dumnezeu să binecuvinteze adunarea de aici. Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce au organizat adunarea aceasta. Dumnezeu să binecuvinteze zona aceasta, Sibiul. Să binecuvinteze Dumnezeu România. Să binecuvinteze Dumnezeu Toflea. Spuneți amin. Să binecuvinteze Dumnezeu Toflea. Ăștia au ajuns un brand deja care sunt în toată Europa, în toată România, dar ei nu sunt nimic. Ei nu sunt nimic, nici cine udă, nici cine seamănă, nici cine ară, ci totul este acel ce face să crească și acela e Dumnezeu. Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Aplaudați-L pe Dumnezeul Cerului.